Sălățică, până o fac să fac acasă și dacă o facem acasă, oxida până aici. Îl fac aici ca să fie proaspete. Delia este singura persoană care se simte ca acasă. Chiar își aduce obiecte de acasă, și aduce bol, și aduce cuțit, tocător, legume. Delia chiar se simte în elementul ei. Există două variante, acum că sunt băiat bun. Sau renunți la ceapă, sau îl lași pe Bendeac la mijloc. Păi chiar ceapa roșie nu miroase, să știi. Da? Da. Pentru orice eventualitate. O să și ce mă, ce ceapa e afrodisiacă? Afrodisiac? Așa ai învățat tu? Glumesc. Ți-a venit în cap cum ai ceapă? Da, că de ce folosesc ceapă? Că totuși e o zi de filmare și nu știu ce și nu știu cum. Dar cum se pare ție că înaintea unor audiții, când eu n-aș mânca în viața mea fasole ca să mă bășesc, n-aș mânca usturoi ca să nu put, tu mănânci ceapă ca o... Adică o să te întorci spre mine la un moment dat. Ca să-mi șușotezi ceva, așa cum foarte multe momente ai să-mi șușotezi ceva. Ceapa e un aliment natural care trebuie consumat. Nu, nu prea. Am încredere că este foarte bun pentru că este făcut de tine. Dar nu... Te rog frumos, măcar să... Nu, te rog, nu mă atac. Sunt la distanță de concurent. Ceapa roșie nu e foarte deranjantă. Dă-mi, vame, nu am mâncat, ce ai? Nu, în primul rând e o problemă mondială cu asta cu mâncatul, știi? De ce mănânc? Am mai zis, mai spun, se stă foarte mult timp, e bine să mănânci regulat cât poți. Boss, de ce nu pleacă oamenii în pauză? Mă filmează pe mine cum mănânc? Bine să nu stai hămesitore și să... Nu știu, la ora 10 noaptea, 11, când terminăm filmările, suntem figi în ceapă. Și, de exemplu, acum nu mi-e foame, pentru că am mâncat. Ia ceapă. Aoleu, miro... Băi, da, femeie, miroșa ceapă rău. Bună seara!